Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Doctorul Minune, episodul 19. Ferman are o pacientă, pe Betuș, o copilă care are nevoie de un transplant. În ultimul moment află că nu va putea să-i facă transplantul, fiindcă sora ei, care este donatoarea, a mințit în privința vârstei sale. Fetele sunt orfane și un membru al familiei trebuie să-și dea acordul pentru operație. În cele din urmă, Beliz află că au un unchi, iar Adil îl caută și îl convinge să semneze documentele. Betuș se împrietenește cu Ali. Când află că sora ei este donatoarea, fuge din spital și merge acasă la Ali. El o convinge să accepte transplantul, apoi îl roagă pe Ferman să îl lase pe el să o opereze. Ferman acceptă după ce Ali trece testul despre operațiile făcute în ultimii 10 ani. Și Nazli trece testul. Demir îl pică și ca pedeapsă va trebui să lucreze 2 ore peste program în noua clinică pe care o deschide Beliz. Betuș și-a dat seama că Ali o place pe Nazli și îl pune să promită că îi va spune lui Nazli dacă ea nu supraviețuiește operației. Transplantul se realizează cu succes. Este prima operație pe care Ali o face singur, însă Betuș nu se trezește. Tot ce le rămâne de făcut este să aștepte cu speranța că se va trezi. Ali și Beliz îi fac o surpriză lui Ferman împreună cu sora lui. După aceea, Ali se întoarce la spital, hotărât să îi spună lui Nazli. Îi dăruiește un trandafir, iar Nazli își dă seama ce vrea să facă și încearcă să îl oprească, spunându-i că nu este pregătită. Ali îi spune că o iubește, iar Nazli rămâne înmărmurită și nu răspunde nimic. Ali scapă trandafirul și pleacă în grabă. Nazli privește trandafirul și zâmbește. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.